Astăzi este 13 februarie. Uite, m-a ajuns la Milano, un oraș în care locuiesc destul de mulți moldoveni. Printre ei este și cea mai bună prietena mea, Diana. Ultima dată ne-am văzut în 2 ani în urmă, vara, când era cu așa o burtică și o aștepta pe Miranda. Motivul pentru care am venit la Milano este faptul că pe 14 februarie, de ziua îndrăgostiților, prietena mea se mărită și eu voi fi un fel de vornicică, drușcă de onoare. De-abia aștept. Nu e chiar atât de simplu să-ți imaginezi în ziua de astăzi, când nunțile au devenit pentru moldoveni ca Oscarul pentru american, ca o mireasă singură să-și coase rochia de nuntă, buchetul și coronița să-i fie făcute de prietene, iar alaiul de invitați la nuntă să poată încăpea în 4 mașini. Astăzi este 14 februarie. Diana noastră, de ziua îndrăgostiților, se mărită. Ia, emoțiile tale, spune-mi-le. Rochia e foarte frumoasă. Deci cu jalca? De ce plânge, Diana? Emoțiile, foarte multe emoții și stres. De ce? Stres emoții. Plăcut. Emoții, gata, emoții el plăcut. Te ia deja. Stai că poate nu-i placă ultima clipă. Despre unica nuntă moldo-italienească la care am asistat, pot să vă spun că a fost și una dintre cele mai frumoase la care am participat vreodată. Am ajuns la primărie, foarte curând începe ceremonia. În primul rând s-a întâmplat în cea mai indicată zi din an, cea a îndrăgostiților. Lei e signor Gregis Gianluca e lei e la signora Ciucium, dico bene? Diana. Întotdeauna am invidiat cuplurile care se căsătoreau pe 14 februarie, nu știu de ce, pentru că îi vedeam la știri și mi se părea foarte romantic. Și acum că am avut ocazia să o fac, am zis, eu vreau să fie 14 februarie și nu contează că este joi și nu contează că că unii invitați o să poată veni sau n-au să poată veni, eu vreau să fie 14 februarie. În primul rând, nu o să uităm niciodată când este aniversarea nunții noastre. La televizor o să înceapă să ne spună cel puțin o săptămână înainte că ne așteaptă sărbătoarea. Și oricum, energia sărbătorii zilei îndrăgostiților pentru mine este mult, înseamnă foarte mult. Distracția continuă. Vi faccio un grande applauso insieme. Marele eveniment nu a fost impus de nicio circumstanță. De bună voie, nesiliți de nimeni, doi oameni maturi din două țări diferite, bine trecuți de 30, și-au unit destinele ca să aibă un singur destin. 2008 iunie, a apărut pe Skype un Gianluca care m-a întrebat: "Ce faci?" Zic: "Sunt foarte tristă." "De ce ești tristă?" Zic: "Pentru că începea să-mi placă o persoană, dar mi-am dat seama că nu-i potrivită pentru mine." Și el mă întreabă: "Unde ești acum?" Zic: "Acasă la o prietenă în Moldova." "Și tu unde ești?" "Eu sunt la București." Și într-o seară era partida de fotbal dintre România și Italia și am hotărât să ne întâlnim, să fim rivali și spectatori la fotbal. Și din seara aia nu ne-am mai despărțit. Ceea ce pe mulți ar putea să-i streseze, pe ei dimpotrivă îi inspiră. În primul rând copilul și apoi măritișul. Nu am vrut să ne căsătorim când eram însărcinată, cum se face de multe ori. Am zis că vrem ca copilul nostru, că la momentul respectiv nu știam dacă o să fie fată sau băiat, acum se cheamă Miranda Luca și e o fetiță. Am zis că ne dorim foarte mult ca ea să participe la nunta noastră, să fie o sărbătoare de familie. Și ea să apară în poze și să zâmbească și să fie prezentă nu doar în burtică. Și astăzi suntem toți trei la nunta noastră.